CSU Craiova a pierdut partida din deplasare cu Concordia Chiajna. Iliev și-a marcat în propria poartă în minutul 10 și, deși oltenii au jucat timp de 30 de minute în superioritate numerică, nu au reușit să egaleze. Craiova nu a reușit să obțină niciun punct în deplasarea de la Chiajna și asta datorită lui Bălgrădean, fostul portar al oltenilor, care a făcut un meci mare în poarta ilfovenilor. Craiova a avut 30 de minute, un om în plus pe teren, însă nu a reușit să-l învingă pe Bălgrădean. Am avut ocazii, câteva șuturi ale lui Zlatinski, dar se pare că l-am prins pe Pufi într-o zi foarte bună. Știam că o să fie greu să-i dăm gol, pentru că este un portar foarte bun. Ne pare rău că a plecat, dar asta este. Trebuie să mergem mai departe și să câștigăm cu Timișoara. Nu vreau să vorbesc despre absențele lui Mateiu, Vătăjelu și Matson, cei care au intrat în locul lor și au făcut datoria atât cât au putut și se pare că toată echipa a fost de vină că am pierdut. Nu am putut să facem mai mult pentru a egala, chiar dacă ei au jucat și în 10 oameni. Ne pare rău. Am vorbit cu Vătăjelu și îi pare foarte rău ce s-a întâmplat și cu siguranță nu se va mai repeta povestea, a declarat Nicușor Bancu la Digi Sport. Vătăjelu și Matson au lipsit din lotul oltenilor după ce au fost excluși de patronul echipei în urma unui conflict.